Și aia se plătea. Așa că m-am angajat bodyguard la metrou. Ca să pot să plătesc facultatea și anul următor să dau din nou la teatru. Doamne, doamne, o întrebare. Te rog. Vreau să sunteți vocea de la Teleciclopedia? Da. Da, doamne, mi-ați marcat copilăria. Da, a fost genial. Mai când am plecat din țară, în fine, și mi-a trimis bani ca să dau examenul pentru arhitectură, trebuia. Eu cu banii respectiv m-am dus la teatru. Salutare, dragi iubitori de teatru și film! Bine ați venit la Actorie pe Felie! Astăzi îl avem invitat pe actorul Mihai Căpățână. Salutare, salutare! Salut, Mihai! Mulțumesc că ai acceptat să vii să vorbești cu mine. Da, adevărul e că da, e cam greu. Noi doi nu prea vorbim așa. Știi, de 15 ani și nu... Nu, mai mult de 15 ani. Atunci a terminat facultatea. Ai o viață de om. Cred că am făcut majoratul, pentru că dacă sunt 3 ani de facultate... Da, plus cei 15... Da, ăștia sunt majorat. Da. Ne știm de ceva. Trebuie să mulțumesc și partenerilor media, pagina de media.ro și Radio 7, care vor prelua materialul nostru, se vor distra și își vor face de cap cu Actorie pe Felie, cu materialul nostru. Da. Mihai, cu toate că ne știm de atâta timp, sunt lucruri pe care nu le știu nicio. Așa este. Și atât eu, cât și alții, sunt sigur că ar dori să le audă. Cum a fost copilăria ta? Păi, copilăria a fost drăguță, să zic. Am copilărit în Berceni, adică sunt născut, crescut în Berceni, m-am mutat de acolo, iubesc cartierul ăla. M-au crescut și bunicii, o parte din copilărie, pe lângă cinema cultural, fostul cinematograf cultural, pe acolo, ce să zic, am avut perioada mea de grație în care, împreună cu băieții de acolo, de la Blut, ne-am făcut brigadă de cartier. Eram cobra de deser, am un șerpișor cu pixul pe mână când ieșeam în spatele blocului și de aceea m-am tâmpenii făceam. Zi-mi dacă ceva din copilăria ta anticipa că vei urma drumul actoriei. Mai uite, în școala generală, în clasa 4-a eram, a fost o petrecere, un banchet la școală, ce era ceva legat de costume, mă rog, cum e acum cu Halloween, o petrecere din asta de costume. Nu era Halloween pe vremea noastră. Bă, și mi-a făcut maica mea un costum de Pluto, cățelușul Pluto, și era foarte supărat că nu mi-a dat mie premiul pentru ce mai bun costum, a luat un băiat de clasa 8. Și învățătoarea mea, doamna Caitar Georgeta, și țin minte cum o cheamă, băi, mi-a zis, Mișule, Mișu îmi zicea, Mișule, nu fii supărat, dar oricum te-am văzut acolo pe scenă, locul tău e pe scenă. După aia, ca să nu mi-a plăcut școala foarte mult, ca să scap de ore, am început să spun poezii la serbările, în sfârșit de semestru, trimestru, ce aveam. Ca să lipsești, să învăț poeziile. Păi a fost faza, știi că veneau să ne ia la cor. Bă, de câte ori venea proful de muzică să ne asculte, mă prindea răcit. Era tot timpul răgușit, tot timpul... Bă, n-am reușit-o pe asta cu cântatul să scap de ore, așa că zic, hai să mă apuc de spus poezii. Am început să spun poezii. Și cam de acolo... Și gândul... decisiv, gata, mă duc la actorie, mă fac actor când am avut. Da. Am intrat la liceu. Am intrat la liceu de arhitectură, la clasă de arhitectură. Eu trebuia să mă fac arhitect. Între timp făceam și rugby. Și mă gândeam, bă, rugby, că îmi place, poate cine știe. Am avut și o ofertă de seniori, un club, dar am avut o accidentare la genunchi care m-a terminat. A început să-mi displac să stau numai cu foaia de desen în față, că noi aveam orele de atelier undeva la 7-8 ore de desen în continuu și mi s-a mai luat așa, nu știu, vroiam ceva mai activ. S-a dărâmat visul arhitecturii. Exact. M-am aflat mai târziu. În clasa 9 a venit la noi în școală Cezar Boghina. El face cursul de teatru și zic, bă, hai să văd și eu despre ce e vorba. Mie îmi plăcea foarte mult de Bănică Senior. L-am văzut eu într-o scrisoare pierdută, jucându-l pe pristanda și zic, bă, hai că merg și eu la cursurile de teatru să văd despre ce o fi vorba.
Și uite că am început de atunci și iar clasa 12-a, băi, ce am de făcut în viață mai departe? Zic, la rugby nu mai merge, că na, nu mă mai lasă genunchiul, la arhitectură nu mai îmi place, zic, băi, actoria a început să fie ca un drog, știi? Na, a început să-mi placă publicul, a început să-mi placă să mă joc foarte mult, că actoria, până la urmă, asta e un joc cu reguli. Da. Și m-ai și plătit pentru asta. Da, și regulile sunt serioase. Aia da. Da, și așa, în clasa 12 am hotărât, mai când am plecat din țară, în fine, și mi-a trimis bani ca să dau examenul pentru arhitectură, trebuie. Eu, cu banii respectiv, m-am dus și am dat la TET. Cum a fost examenul de admitere? Băi, prima oară a fost o experiență oarecum un pic ciudată, pentru că n-am intrat din prima, dădusem la un ATC. În fine, a fost o problemă cu notele mele, am fost admis, respins. Eu între timp mi-am retras dosarul, că era ultimul an de corporare. Și am făcut eu un calcul, băi, dacă mă iau ăștia în armată, pierd o dată, că eu sunt născut în februarie. Pierd o dată anul efectiv de armată, așa, și mai pierd o dată un an pentru ca să treacă, nu știu cum, e culeatul în armată, că de-aia am făcut ideea, nu mai știu exact cum e. Și zic, pierdeam 2 ani. Și eu vreau să dau din nou la teatru. Și așa am fugit la ASE. Zic, acum pot să zic cum, ce înseamnă ASEU? Da. Academia de Salvație Pave. Și ca să nu mai am armată, m-am dus la ASE. Am stat un an la management economic. Și era la cu învățământul la distanță. FFU. Și aia se plătea. Așa că m-am angajat bodyguard la metrou. Ca să pot să plătesc facultatea și anul următor să dau din nou la teatru. Am dat din nou la un ATC, de data asta am picat la scris. Uh-huh. Că se schimbase programa. Dacă prima oară când am dat la un ATC era structurat pe bibliografia de BAC, adică ce aveai la limba română, aia aveai și admiterea la un ATC. În schimb, anul următor au băgat bibliografie. Da. Impuse, da. Bă, și una singură n-am citit-o, Steaua fără nume, care normal, știi, norocul meu, aia picat. Normal, am scris ce am auzit prin curtea școlii pe acolo. Am plecat cu brio. Și între timp, o fată cu care făcusem eu pregătire pentru teatru, m-am pregătit cu cineva, cu Julieta Gheroi. Julie, super, m-a pregătit foarte bine. În punctul ăsta de vedere, eram pregătit. Mai puțin la limba română, n-am citit-o fără nume. Păi și fata respectiv îmi zice, băi, Mihai, dar uite că se face și la Spiru clasă. De aia, mă, la Spiru. Facultate particulară, eu vreau la stat particular, așa, la particular să duc toți. Așa era în capul. Până la urmă, cine ia clasă? Păi sunt doi profesori care iau clasă, Sanda Manu și Margareta Pogonat. Se vorbesc eu un vecin de-al meu, Nae Alexandru, care este actor la Constantin Tănase acum, pe atunci era la Evresc, îmi spune, băi, Mihai, dacă ia Sanda Manu, du-te, pentru că și l-am făcut la Sanda Manu. Și du-te că e extraordinară pe profesoară. Pe doamna Pogonat nu o cunosc așa de bine. Bine, hai să dau și la Spiro, să vedem dacă sunt profesori buni. După aia, știi ce noroc am avut? Că am avut și pe domnul Nicoare la istoria teatrului. Ce se învăța la UNAT, ce învățau după cărțile domnului Nicoare. Lucia Mureșan. Lucia Mureșan, profesoară de dicție. Mă trageți de comisuri când vorbiți. Da, 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 da. Da. Voce și un nume extraordinar. Știi prima întâlnire cu doamna Lucica? A fost așa. Prima zi, cursul de vorbire, eram toți într-o sală și intră Lucica, Dumnezeu suerte, intră pe ușă. Eu îmi desenam pe acolo pe caiete, am văzut că intră o bătrânică, ce mă deranjează pe mine. Și începe și vorbește. Bună seara, numele meu este Lucia Mureșan, eu voi fi profesoara voastră de vorbire. Și mă ridic eu. Doamnă, o întrebare. Te rog, dumneavoastră sunteți vocea de la Teleciclopedia? Da. Da, doamnă, mi-ați marcat copilăria. Da, a fost genial. Și în fine, am intrat și la admitere. Știi că eu am fost ținut minte în facultate ăla cu scaunul. Ce-ai făcut cu scaunul? La un moment dat, în timpul admiterii, spuneam poezii și nu mai știu ce am. Cred că de ce iubim femeile al lui Cărtărescu. Da. Și doamna Sanda Manu și cu doamna Pogonată în comisie, că na, ele luau clasă.
Păi și mai doamna Santamanu, da, domnul viitor student, luați-vă scaun și spuneți poezia ca și cum i-a spune frățiorului dumneavoastră mai mic niște lecții de viață, pentru că sunteți bolnav de sida și nu știu ce, o chestie de genul. Bine, mi-am luat scaun, încep să-mi spun, mai puțin, ia și mănâncă și ceva, am luat să mănâncă. Bă, și la un moment dat zice, bun, acum aruncă scaunul și mai spune odată. Bă, iau eu frumos scaunul, îl duc într-un colț și mă întorc să spun poezia. Stop, ce ți-ai să faci? Tu ce mi-ai zis? Ți-am zis să arunc scaunul. Bă, păi, doamnă, mă spune. Nu-mi permit. Nu-mi permit, dar crezi că vă deranjează zgomotul. Dacă vreți, mă duc, îl iau și mă rog. Nu, acum mă deranjează zgomotul. Zic, mamă, nu intru. E clar, nu intru. Dar uite că m-a plăcut doamna Pogonat și m-a luat la clasa din ei. Și acum să le spunem și lor că noi am fost colegi de generație, da. Eu la doamna Sandamanu, Mihai la doamna Margareta Pogonă. Clase paralele. Da. Dar ne mai intersectam prin facultate, pe la cursuri. Da. În baie, cum am pe ascuns. Veneau bodyguardii de la nu știu ce firmă și făceau scandal pe acolo, nu știi? Da, da, da. Da, să trece. Să trece, amintiri, amintiri, da. Cu ce simți că te-a ajutat facultatea, Mihai? Unii spun că, doamne, dacă știam mai bine, nu o făceam, alții spun m-a ajutat super mult. La tine, păi, la tu unde te situezi? Eu ce să zic, lucrăm cu doamna Pogonat. Doamna Pogonat structura examenele noastre de actorie exact ca un spectacol de teatru. Ce? Și oarecum asta m-a ajutat un pic după ce am terminat facultatea, ca să știu cam cum se lucrează la un spectacol, cam ce ai de făcut. E adevărat că înveți foarte mult după ce ai terminat, în momentul în care lucrezi și lucrezi zi de zi, zi de zi, repetiții, repetiții, repetiții. La facultate mai ai și un curs de canto pe lângă actorie, mai ai și un curs de altceva și nu e neapărat că se pune bază numai și numai pe actorie. Ceea ce e foarte bine, un pic de teorie nu strică nimănui. Cine nu-și cunoaște istoria, știi? E pierdut, exact. Pot să zic că m-a ajutat, dar uite, noi am avut o profesoară extraordinară și la master, doamna Adriana Popovici, care mie mi-a schimbat total, adică au fost și doi profesori diferiți. Doamna Margareta Pogonat, care venea, ne aducea mâncare, ne aducea suc la repetiții, era mămoasă cu noi, ne ținea numai, uite așa mergea cu noi, ne ținea puful. Am dat de doamna Popovici, care total diferit. Adică primele săptămâni a luat pe fiecare parte de ne-a distrus efectiv, ce voi mă credeți actori. Dar asta vă dau eu la temelie și ne-a dat-o bine de tot. Abia după ce a terminat masterul, mi-am dat seama de ce a făcut chestia asta și cum a lucrat și ce a reușit să scoată din noi. Da, eu, ca să fac o confesiune așa, veneam de la doamna Manu, eram obișnuit cu stilul acesta, adică pentru mine n-a fost nicio surpriză și pot spune că mă bușoresc, pentru că eu știam, păi cum, dar pentru atât vă simțiți demolați, dărâmați? Dar eu m-am înscris la master și zic sincer asta, tot undeva după niște cai mari așa, adică băi, vin la master ca să-l fac. Doar așa să fie făcut, adică eu ce mai am de învățat. Dar câte am avut de învățat, vai de capul meu, mi-am dat seama și am spus doamnei Popovici, doamnă, vă mulțumesc, eu nu credeam că voi învăța lucrurile acestea și atât de multe de la dumneavoastră. Mai ales că de seama și respinsese la un ATC, știi? A, da. Deci au fost și niște conturi de reglate pe acolo. Da, nu, jos pălăria și am învățat super multe și de la dansa, super multe. Da, și culmea, pe mine cel puțin m-a lăsat mască într-un fel, pentru că cât de dur se purta cu noi, eu știu că înainte să avem examenul de dizertație, în demonii am jucat, băi, am avut eu o problemă în viața mea personală, eram într-o depresie, ceva de genul. Și știu că la un moment dat îmi zicea profa, băi, tu pe Stavroghel trebuie să-l iubești și să-l urăști în același timp. Haideți, n-am cum vine asta, pe ori îl iubesc, ori îl urăsc, cum în același timp, n-am cum să fac asta. Și mi-au luat pe la niște sertărașe pe acolo, știi?
Bă, și-a atins o coartă sensibilă, m-a pus și plăsul, nu știu dacă ți-a aduce aminte. Da, da, da. Și după ce ați plecat toți, v-am trimis pe toți, gata, încheiem, toată lumea acasă, Mihai mai rămâi. Bă, și-a avut o discuție cu mine așa, uite, o discuție așa, o mamă, măi, în adevăratul sens a cuvântului, discute cu mine să vadă ce se întâmplă. Ce... De atunci o iubesc pe doamna Popovici, sincer, mi-a schimbat total părerea atunci. Ce trebuie să le spunem unor oameni, că eu am mai vorbit cu diferiți actori, actrițe și ziceau că ăsta era un bullying. Din punctul meu de vedere nu a fost un bullying, pentru că răutățile sau momentele acelea în care erai dărâmat nu erau făcute degeaba. Nu, aveau un scop. Iar scopul era ca tu să fii mai bun și ca să umbli la sertarele acelea pe care tu le țineai blocate dintr-un orgoliu, din mândrie, din... Da, vezi tu că asta, noi am terminat facultatea, ni s-a dat o licență de actori, noi gata, ne-am crezut actori din prima și gata. Și profesorul pare că știa lucrul ăsta. Și de-aia ne-a distrus toată chestia ca să ne întoarcă la bază. Și să ne clădească ușor, ușor, punând niște etape pe care poate nu le-am avut în facultate. De-aia cred că e bine să faci tot masterul fiind exact o aprofundare mai exactă a ceea ce ai de făcut după facultatea. Și de-aia eu nici eu nu l-am văzut ca un bullying. Deși mai neva la un moment dat, adică visam în cap. Nu știu, visam la gând, doamne, am avut multe. Filme din astea. Mi-a zis că Pogonac s-a scântit de mi-a dat mie licența de actor, știi, că pe șantier la actorie. Adică niște chestii din astea. Dar asta spun eu, abia după ce am terminat masterul, mi-am dat seama de ce s-au făcut lucrurile respective și sunt total de acord cu ceea ce ai spus. Nu e bullying. E o chestie mai dură, ce-i drept, dar asta depinde de fiecare profesor ce stil are. Știi, uite, Cristi Toma, că eu lucrez foarte mult cu el. El are un stil mai pe glume, mai domol, dar totuși până la urmă și el tot spre sertarele respective se duce, știi? Da. Popovici se duce mai de drept așa, mă. Bulldozer, uite, cu bocancica, zic așa. Cu ce așteptări ai terminat facultatea și care a fost realitatea de fapt? Așteptări, știi, am terminat facultatea, gata, eu 10 ani ajung la foliu, de la era... Am făcut secaițel de 10 ani, dacă nu, mi-am dat eu cu semnătură, mă duc pe șantier. Știa doamna Popovici ce fac cu șantier. Da, aia, îți dai seama, după cum am terminat, mi-am făcut CV-ul și am dat o tură pe la toate teatrele din București să depun CV-ul, că zic, bă, gata, nu, am terminat facultatea, sunt bunicel, m-ar primi. Domnul Ducudare m-a primit la Bulandă, da? Bulandă, până la trăire. Am stat de vorbă, cred că vreo 2 ore la dumnealui în birou, ca să-mi spună că, până la urmă, locurile sunt blocate de primărie. Așa, știi că au fost vreo 5 ani la rând, de care s-au făcut angajări la teatru. Actorii și-au continuare pe mandărul altor. Alt director de teatru, nu o să dau nume, m-au tot ușuit. Bă, nu, astăzi sunt un pic ocupat, vină mâine. Venea mâine, nu, a zis domnul să veni săptămâna viitoare. M-am zis săptămâna viitoare, vreo lună, ceva de genul, știi. Câțiva directori de teatru din București asta au făcut și zic, bă, hai, am avut baftă totuși cu un spectacol în care jucam cu Ovidiu Ujvac și cu Claudia Croitoru. Cineva are să vină și ne-au luat în stagiune la Șcen. Deci aia a fost norocul pe de-o parte, pentru că după ce am terminat facultatea nu am făcut o pauză până să pot juca. Și am intrat în stagiunea asta de la Șcen, exact. Și de acolo a apărut proiecte, au apărut proiecte și tot așa. Adică am avut o oarecare baftă, pentru că sunt mulți alți colegi de-ai noștri care n-au avut și o parte din ei s-au reprofilat, s-au lăsat, pentru că n-au avut această baftă. Ai obiceiuri sau superstiții înainte de spectacol? Port aceiași chiloți, ne spălați, nu? Nu am. Dar am o chestie din astea de... În fiecare seară, înainte de un spectacol, îmi iau un moment din ăsta de stat în cadă, fix cu capul sub apă, ca să fie liniște totală, să-mi adun un pic gândurile. Înainte să intru în scenă, numai cu piciorul drept, că
Așa spune bătrânul Stanislavski, numai cu bătrânul drept, o fac o cruce, cu Doamne ajută și mergem să ne ajutăm. Cam astea sunt. Cum tratezi castingurile? Eu le tratez bine, ele mai puțin pe mine. Păi, sincer, la început, când am ieșit de pe bărcile facultăților, când mergeam la un casting, eram emoționat, simțeam că a pasat o presiune pe mine, că mă, ce se întâmplă dacă nu-l iau, nu că trebuie să-l iau, că știu, o chestie de genul ăsta. Mi-am dat seama că cu cât era mai înverșunat pentru castingul respectiv, cu atât nu era o probă fericită, știi? Da. Acum, sincer, mă duc, zic, ok, m-am prietenit cu cei de la casting, știi cum e, în atâția ani pe care îi avem noi, taică, ajuns să-i cunoști. Și da, e o relaxare, mă duc, îmi fac treaba, uneori se înfimerește, altă dată nu. Asta zic, un casting pentru reclame, de exemplu. Un casting pentru reclame, mare parte contează fața. Dacă te ajută fața, te-au și luat. Nu prea contează cât de bun ești. Pentru un film, la fel. Dacă regizorul consideră că profilul tău de actor se potrivește pentru filmul respectiv, orice ai face, tu n-ai. Dacă nu te potrivești, nu te potrivești, n-ai. La teatru, mai puține castinguri la teatru. Am fost la câteva, dar... acolo nu s-au legat, în general, am nimerit, cum să zic, mă cunoștea un regizor, băi, vii să joci la mine și cam așa. Sau mai sunt regizori care vin invitați de alți colegi într-un spectacol în care joci împreună cu ei, să zic, te vede, i-a plăcut de tine, îți ia numărul de telefon și asta e pe teatru, așa mi s-a întâmplat la mine. Ce am fost pe la concursuri, la teatrele de stat, la castinguri, de fapt, la concursuri. Sunt anumite castinguri unde te duci și te ia exact ca la admitere. Spune o poezie, cântă-ne ceva și mie mi se pare deja asta. Bă, nu e, dă-mi un text de ce faci, dă-mi la prima vedere și vezi dacă mă descurc pe ce ai tu de jucat. Nu mai lasă să mai spun o poezie. E bine să știu o poezie, dar parcă nu mi se pare așa de relevant. Cum spui tu, o poezie pe care ai pregătit-o acasă față de lucrul la un text nou. Poate greșesc. Dar uite, am dat de un casting la Târgoviște, făcut de un regizor din Republica Moldova, nu mai știu exact cum se chema. Băi, e singurul casting la care am fost și chiar nu-mi pare rău că nu l-am luat, îmi pare bine că am fost la castingul respectiv. Pentru că tot castingul a fost un laborator de teatru, te-a pus în niște situații, în niște chestii, bă, extraordinar, la castingul ăla mi-a rămas întipărit bine în memorie și cred că așa ar trebui făcut un casting pentru teatru. Da, și eu sunt de părere că ar trebui mers la castinguri, pentru că clar. Chiar dacă am auzit, locul e dat, se știe cine va fi. Nu știu ce se așa. Nu contează, oricum tu, ca actor, te îmbogățești cu o experiență. Absolut. Pe care dacă te duci în piață și spui tu un monolog acolo, o poezie sau un text la prima vedere, nu aia. Asta e clar. Pe de altă parte, mai cunoști colegi, mai cunoști regizori. Că poate nu ești bun pentru proiectul ăsta și te iară în vedere pentru altul. Da, și eu sunt total de acord. Mergeți. Cum aveți ocazia pentru viitorii actori, mergeți. Mergeți la castinguri. Vă dau afară pe ușă, intrați pe geam. Chestii de genul. Ca orice om, că până la și actorist. Suntem și noi oameni, cică, nu? Da. Ce chestie. Avem și noi bariere mentale, obstacole. Tu ce obstacole mentale simți că ai depășit ajungând să faci meseria aceasta? Băi, eu am fost o fire foarte timidă când eram mai mititer, să zic așa. De-aia probabil m-am dus și la Ruibica acolo. Eram cu echipa, era drăguț, nu mai eram eu de unul singur sau nu mai eram eu în centru atenției să uite lumea la mine. Și actoria cred că asta m-a ajutat să o rezolv. Adică, știi ce, a început să-ți bată reflectorul în ochi, știi că publicul e în sală, dar deja nu mai ții cont de el. Să ajungi, să joci pentru public. Și automat dispare timiditatea asta și poate pe mine asta, actoria asta m-a ajutat. E adevărat, prin câte treci în cadrul facultății, în cadrul lucrului la un rol, câte lucruri beculețe aprins pe acolo, câte sertărașe tragi, asta e cu totul altceva.
Adică la noi la actor, eu din punctul meu de vedere sunt, cred că e valabilă vorba asta. Bă, aici nu trebuie să fii nebun, dar ajută. E o nebunie frumoasă, să zic așa. Și care sunt satisfacțiile cele mai mari pe care ți le aduce meseria? Nu financiare, că asta e clar. Mai satisfacție, ce să spun. Avem chestia asta, cum vorbeam și cu Ruxandra Bălaș de la Cochet. Eram într-o dimineață înainte de un spectacol pentru copii și stau așa și realizez, băi, eu pun în cap o coroană de plastic, îmi pun o pelerină pe mine, aveam și un sceptru din asta tot de plastic și zic, bă, tu dai seama, noi ne punem toate chestiile astea pe noi, mergem să ne jucăm acolo pe scenă și lumea ne și plătește pentru asta, știi? Asta, deplasările, pentru că are o frumusețe, o boemie frumoasă, știi? Dacă pot să spun așa. E un lucru boem să fii actor. E adevărat că vii și te lovești de partea asta la altă, de viața reală, unde dai jos coroana aia și nu mai. Când te sună administratorul, bă, vezi că ești la întreținere, vezi că nu știu ce, și atunci e un pic mai greu, că trebuie, cel puțin ca actor independent, trebuie să tragi ca lumea, să dai spectacole multe ca să poți să ai un salariu decent. Dacă e să trăiești doar din teatru, dacă prinzi reclame, filmări, acolo se discută altfel, doamne ajută. Cum îți alegi proiectele în care te implici? Am o chestie foarte, foarte tare la ales proiectele, se desfășoară în felul următor. Bine. Nu, am avut o perioadă la un moment dat în care am refuzat niște proiecte în care nu am crezut. Și mi s-a dovedit că am ales prost, pentru că proiectele respective chiar au avut succes și eu am avut o gândire un pic mică, n-am gândit-o mai mare. Și de atunci am hotărât, în mare parte, să nu prea refuz proiecte, știi? Doar dacă e chiar o porcărie și na, atunci da. Dar în rest, accept în mare parte orice propunere vine, pentru că orice lucru nou te îmbogățește cu ceva. Mm-hmm. Ai simțit vreodată că profesia îți afectează viața personală? Da, câteodată se întâmplă. Ești plecat de acasă mult timp, poate devii iritat un pic, ai un rol mai solicitant unde trebuie să apeși niște butoane și când ajungi acasă încă îți păstrezi o stare de oboseală psihică, să zic. Nu e atât fizic cât e psihic oboseala respectivă și poate că cei de acasă nu te înțeleg întotdeauna dacă nu au legătură cu fenomenul. Exact. Și e un pic greu să zic că trebuie să păstrezi limita, să lași problemele când ajungi acasă și că acasă trebuie să fii soț, tată, știi, și tu, actorul, ești, după aia când ești pe ușă, devii actor. Te schimbi, că acasă ești așa încă cu sacoșele, ești încărcat, nu știu, când ești pe ușă, te duci tu la teatru, chiar tot e capra frumos, faci și te-ai plecat. Da, ce să zic, dar până la urmă, cred că reușești să le îmbini într-un fel. Și are o frumusețe aparte fenomenul ăsta. Dacă am putea lua înregistrarea aceasta și să le transmitem lui Mihai din 2008, care termina facultatea. N-aș vrea să-i știe visele. Aș vrea să lase să viseze în continuare. A fost o perioadă drăguță în care visam. După un spectacol, da. Trei unghii negre, cineva a lansat o întrebare foarte interesantă. De ce vin oamenii să ne vadă în mine? De ce veniți să ne vede? Băi, ți-am zis, eu asta cred. Este pur și simplu o evadare din tot stres, tot ce se întâmplă, de exemplu în București, după ce stai 2-3 ore în mașină, în trafic, mai stai încă 7-8 ore la
birou. Și am zis 7-8 că și pauza de masă. Poate nu mănânci la birou, poate nu, ok. Păi după aia simt nevoia de o relaxare cumva și ai de ales. Ori te duci la o terasă și niște bere, niște ceva de genul ca să te scoată din monotonie, din stresul ăsta. Ori o sală de spectacol, că e muzică, e teatru, e o destindere. Și cred că de-aia vin oamenii. Iar la teatru, sincer, dacă te duci la o comedie, poți să râzi de aia pe scenă, că uite ce s-a întâmplat. Și uiți că poate ți s-a întâmplat și ție același lucru, dar parcă e mai ușor să vezi că i se întâmplă altuia. Da. Păi cu toți avem puterea de a trece peste greutățile altora. Exact asta zici. Cred că de asta vine lumea la teatru și teatru de aia nu cred că o să moară niciodată. Lăsând teatru, actoria deoparte, ai hobby-uri sau pasiuni? Sau poate că sunt niște hobby-uri care merg mâna în mână? Ți-am spus, am făcut rugby și mai place din când în când să mă mai uit la un meci. Nu cred că aș mai rezista nici 5 minute la un antrenament, dar asta ar fi unul. Îmi place să călătoresc și în rest, sincer, în mare parte îmi place să citesc, să mă uit la filme. Tot de actorie rețin și astea, filme, seriale, Cristi. Actori preferați? Am zis că principalul din România, mi-a plăcut mie foarte mult când era mic, Ștefan Bănică senior. Apoi vorbim de Toma Caragiu, de Octavian Cotescu, ce zic mai, ăștia mari. Apoi de afară, la admitere, știi, era domnul Florin Zanfirescu, pe care până la urmă l-am avut profesor la școala de film. Mi-a zis, băi, tu semeni cu un actor celebru. În perioada aia era mai slăbuț, cu barba tonsă foarte scurt și ziceau lumea că semeni cu Dragoș Bucur. Și zic, domnule, cu Dragoș Bucur, mi s-a zis, nu, un actor de afară. Zic, nu știu, și mi-a zis, cu Al Pacino semeni. Și la fel de urât, la fel de străb și la fel de negru ca el. Dar iată, da, Al Pacino e un actor care îl apreciez foarte mult. De Niro. E De Niro și culmea, eu am rămas mască de cât de bun poate să fie Brad Pitt, sincer. Lăsând la o parte frumușelul, cum îl cunoaște toată lumea, dar de când a avut asta cu cazul lui Benjamin Button sau nu știu ce, unde, băi, da. The Curious Case of... Da, exact. Unde, băi, se vede actorie de clasă acolo și culmea atinge într-un fel, că știi că la noi e o diferență între școala rusească pe care a făcut-o noi de teatru, unde totul e mai la sentiment, mai puternic față de actoria care se studiază în partea asta în Anglia, America, unde merg pe Brecht, merg pe gesturi, pe psihologie, pe alte chestii, exact. Dar la ce am văzut la Brad Pitt, că băi, face o chestie de asta foarte mișto, o întrepătrundere în astea două școli de teatru, ce place foarte, foarte mult la el. Și mie îmi plac filmele în care vezi actori care au fost folosiți doar în anumite tipare și ei ies din tiparele alea și demonstrează că pot și altceva. Da, clar. Și DiCaprio, și Will Smith. Și Will Smith, da. Jim Carrey. Omul din lună, genial. Pe mine, când i-am văzut în altceva, zic, wow, deci ce tare că au ieșit din tiparul ăla în care erau distribuiți mereu și au rupt niște bariere. De asta, de Robert De Niro. Mafiotul mafioților, pe să-l vezi că joacă tată socru sau socru de coșmar sau îmi scap acum ce titlu. Era un film în care apare într-un tuturos, când era capitan pe un vas de pirat și era într-un tuturos. Bă, dintre Robert De Niro să... Și culmea că dacă prima oară când l-am văzut, am rămas un pic așa. Când am văzut filmul a doua oară, am reușit să mă bucur de... Da, mă, uite că poate și comedie, poate și... Ah, ok, bine, da. Tot un film cu De Niro, îmi joacă un rol de el, angajatul bun la toate, un pensionar angajat... N-am uitat... Cred că știu. Ceva cu ei. În fine, în fine.
E vreo întrebare pe care fi vrut să ți-o adresezi și nu s-a găsit prin întrebările mele? Băi, sincer nu știu exact să spun, pentru că la noi știi că noi când ne întâlnim vorbim multe. Nu știu exact. Ce proiecte avem acum? Da, uite, asta chiar urma să te întreb. Da. Ce proiecte ai, unde te pot vedea oamenii? La Teatrul Cochet. De joc alături de domnul Gabi Costa. Salutări întregii echipe. Și întregii Teatrul Cochet. Ruxi, Ingrid. Cățelă, că n-avem. Așa, în rest, sunt cu această companie de teatru Cristi Toma. Cristi Toma mi-a fost profesor în facultate, fiind asistentul doamnei Margareta Pogona. Acum, Cristi, noi ne cunoaștem de așa mult timp. Cristi, v-am spus, este genul de profesor mai glumeț, mai detașat, așa să zic. Băi, și la un moment dat, prin anul 3, mi se pare, nu am mai făcut vorbirea cu... Adică aveam două vorbiri. Vorbirea principală cu doamna Lucia Mureșan și apoi cea individuală, unde am avut o profesoară pe doamna Mariana Bruiană în primii 2 ani, iar apoi în anul 3 l-am avut pe Tomiță. Bă, Tomiță e asistentul meu de la clasă, la orice. Ne înțelegem bine. Ne înțelegem bine, a venit și vara. Tomiță zice, băi, nu mai stăm închiși în cutia asta de chibritul, merge și dăm examenul la terasă la Nenicu, știi că aveam noi terasă în parc. Și mamă, merge la terasă, îți dai seama, ăsta dă examen la terasă. Bă, și ce ne face nouă Tomiță? Aveam de învățat o poezie, să o spui, pronunție, dicție, chestii de gen. Păi și eu nu mi-am învățat poezia, zic, acum la mici și la BNA, Tomiță la poezie, și păi și mi-a scăzut nota pentru că nu știu poezie. Maica mi-a plecat din țară, și mi-a trimis bani ca să dau examenul pentru arhitectură trebuie. Eu cu banii respectivi m-am dus și-am dat la TET. La asta nu mă gândisem. Ce fine, de atunci am rămas foarte... Gata, această companie de teatru, cred că are și vreo 14, cred că are, că din 2009 sau 2010 am făcut. Cred că 2010. Deci 13 ani. Și cu ea, acolo, am un spectacol la Cuba, acum mai mergem prin țară cu această companie de teatru. Spectacole regizate de Cristi, de Cristi Toma. Acolo sunt cu Andrei Vasilescu și cu Andrei Lăzlicescu, în mare parte. Mai nou și Gabriela Maric, în fine, suntem acolo o grămadă. Și cam atât. Mai am niște propuneri de proiecte, dar care au rămas la stadiu de propunere, să vedem. Mai am un spectacol cu domnul Râlea, Ionu Contez, care nu mai vin. Sau când avem timp liber, noi, de fapt, sala când are liber pe la Național, mai jucă și pe la Național. E ocupată sala, în general. Ai vreun regret că ai urmat această meserie? Băi, n-am niciun. Hai că sincer, că stau noaptea și mă gândesc și mă uit în spate, așa. N-a schimbat. Chiar n-a schimbat. Aș face din nou. Poate n-aș mai refuza acele proiecte pe care le-am refuzat odată. Am avut șansa să joc în Inimă de Țigan, de exemplu. Zic, bă, nu mă duc eu acolo să joc. O să mă catalogueze lumea tipologia de țigan și nu acolo să mă duc. Știi că povestea, nu mai știu ce, că din mică se întâlnește cu Jean Constantin. Ce faci, Jean? A, sunt fericit acum că am prins și eu un rol. Ce? Iar te-am pus ăștia să joci țigan? Nu, acum sunt director. Tu Jean de director? Pe ce? Da, sunt director la Remo. La cum nu e. Adică, da, și-am zis, bă, nu mă duc. Bă, și acum apare rău. Pentru că una la mână au fost actori de marcă, mari actori ai României, Marinuș Moraru, Dinică, mulți. Foarte mult și Gheorghe Visu. Și Gheorghe Visu, extraordinar. Cotimanis. Până și Sobi Cech. Eu am făcut cascadorie cu domnul Sobi. Ce extraordinar, sincer. De extraordinar. Dar de-aia zic, aia a fost o alegere proastă. Adică m-am dus pe o idee din asta tâmpită și am refuzat. Bă, să nu mă catalogizez mai așa. S-a făcut din mă de țigan, regina state de România. Bă,
Asta este, da. Nu putem da timpul înapoi. Așa este. Lecția a fost învățată. Și de aceea încerc să nu mai refuz nimic. Hai să terminăm cu un gând pentru cei care au avut răbdarea să ne privească, să ne urmărească. Un gând să ne urmărească și data viitoare, că abia am început să vorbim. Ce să vă spun? Veniți la teatru. Veniți la teatru pentru că e o lume, e o lume frumoasă. Te poți împăcăți, scapi de stresul ăsta cotidian, de zi cu zi, într-o sală de spectacol. În momentul în care s-a stins lumina în sală și încep oamenii ăia micuți acolo în față să îți prezinte ceva, se schimbă ceva și în interiorul tău. Cred că și o reacție chimică e pe acolo, se eliberează niște substanțe în creier, n-am analizat încă exact cum să revin. Dar mergeți la teatru și bucurați-vă de orice moment. Dragilor, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Mergeți la teatru, susțineți industria românească de actorii. Veniți să ne vedeți. Veniți să ne vedeți. Mulțumesc încă o dată partenerilor media. Să-i plasez eu undeva pe aici. Așa. Mulțumim că ne-ați urmărit și până data viitoare noi vă dorim numai bine. Mai bine. Numai bine. Numai bine rău la mine.